Tata, am fost chemat la o căsătorie în Botoșani. Și băiatul ăsta m-a stresat cu telefoanele. Frate Dragoș, vii, vii, sâmbătă seara mă sună iar, bă, era târziu. Frate Dragoș, cum am fost înțeles, mâine vii, da? Vin, măi băiete, dacă mă ajută Domnul, vin. El spune, frate Dragoș, nu te spăra, dar ce ai să predici mâine? Ce ai să predici? De căsătorie. Bărbatul să-și iubească nevasta și nevasta să teamă din bărbat. Și mă întreabă, dar așa simplu? Dacă nu, 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 le complicăm mâine. Așa le am von mâine, le complicăm, nu predicăm așa. Că dacă e așa simplu, cine te mai cheamă să predici, nu? Cât de greu să fac lucrurile simple în pocăință. Cât e de greu să citim o leacă. Așa e de simplu să citești în Scriptură. Așa e de simplu să faci o rugăciune noaptea când e simplu.